Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm la Târgu Cărbunești. Stăm de vorbă cu primarul orașului Târgu Cărbunești, domnul Mihai Mazilu. Bine v-am găsit, domnule primar. Cu respect să rămână, doamne ajută, bine ați venit. Bine ați revenit. Suntem în luna decembrie, domnule primar, și ne interesează pentru început să ne spuneți ce înseamnă luna decembrie pentru dumneavoastră, autoritățile locale. Multă muncă, dar și să creați spiritul de sărbători, de Crăciun. Eu zic că, indiferent câtă muncă ar fi, când îți vezi reușita lucrului împlinit, luna decembrie, în afară de prima lună calendaristic de iarnă, este luna sărbătorilor, luna Moșului Nicolae, ziua Crăciunului, ziua Moșului Crăciun, a Revelionului. Iată că și luna în care tragi linie și aduni, adică vezi ce ai făcut în decursul unui an. Îți faci un bilanț. Ce ți-ai propus? Ce ai făcut? Ce mai ai de făcut? Dacă n-ai făcut, de ce? Dacă ai făcut mai mult decât ți-ai propus, este un lucru extraordinar și, sincer, primăria orașului Cărbunești se poate mândri că, față de obiectivele care le-am avut anul trecut, le-am făcut în proporție de 120%, adică am făcut mai mult decât ne-am propus. În ideea în care nu am primit un leu din afară, din gestionarea cu simț de răspunde și cu maturitatea tot ceea ce înseamnă bugetul local și atrecând fonduri private, deci nu guvernamentale și europene, s-au făcut ceea ce s-a făcut și cu două puncte o luăm cu liniuță de la capăt. Vârful de iceberg, dacă se poate spune așa, este inaugurarea celei mai mari investiții din Europa de Est pe panouri solare, energie verde, deci începând de la mijlocul lunii iunie, Cărbuneștiu este trecut ca și localitate pe lista, pe harta țării ca producător de energie verde și nu foarte puțin, este vorba de 20 de megawatt, 52 de hectare de panouri, investiție 46 de milioane de euro. Iar în momentul de față avem încă două șantiere, unul de 4, celălalt de 16, deci în total o să avem 72 de hectare cu o putere instalată de 25 de MW. S-a dat în folosință stația de epurare, de fapt face parte dintr-o trilogie care este înlocuirea sistemului de distribuție al apei în Cărbunești, redimensionarea canalizării și această stație de epurare, investiție de 6,2 milioane de euro prin master plan APA Regio. S-a făcut amenajarea pe verticală la blocul ANL, sunt mândru cu mame și de fapt am inaugurat-o pe data de 1 decembrie la mare sărbătoare, investiție de 5 miliarde din bugetul local. După cum ați... Da. După cum ați văzut, de fapt, vă mulțumesc că țineți aproape de autoritatea publică locală și se informează prin postul dumneavoastră de televiziune tot ceea ce înseamnă, fiindcă, din păcate, tot ceea ce este rău are o priză mai mare. Da, dumneavoastră, arătați realitatea obiectivă. Așa, s-au asfaltat două străzi. Este vorba de strada Minerilor, tronsonul 1, tronsonul 2 din bugetul local. S-a făcut o investiție de peste un miliard din bugetul local pentru amenajarea internatului Colegiului Național Tudor Arghezi, pentru a muta copiii de la centru, de la casa de copii, acolo, fiindcă a intrat în renovare. Deci acum avem un șantier la casa de copii Cărbunești, un șantier de, ca și proiect, este de 30 de miliarde pentru reabilitarea, recondiționarea și dotarea acestei construcții care adăpostește 50 de copii care soarta n-a prea fost generoasă cu ei. Este bine că ați reușit să-i păstrați aici, la Târgu Cărbunești, să nu mai facă naveta, era destul de greu și pentru angajați. Sufera și copilul și angajatul. Da. De ce spun asta? Oricum, se duceau la altă școală, dispăreau vreo două posturi de dascăl din Cărbunești și plus cei peste 50 de angajați care deservește această casă de copii, făceau naveta și dintr-un salariu de bugetar de 7-800 de lei, vă dați seama că aproape jumate dădeau pe naveta. Avem în construcție piața agroindustrială din Cărbunești, în zona blocului. Dacă lucrurile merg ca lumea, la mijlocul lunii ianuarie o să-i dăm drumul. Iată că țin foarte mult la actul de comerț din Cărbunești, să fie civilizat,
Și acolo unde este concurența, de ce să nu o recunoaștem, câștigă cetățeanul. Pictăm biserica, care este în incinta primăriei, o pictură extraordinară, deci efort ca și din bugetul local de 500 milioane lei vechi. Am alocat 500 milioane pentru dotarea cu mobilier stradar, de coșuri, de băncuțe. Nu trebuie uitat asta ca și marile investiții. Nu mai punem cheltuielile celelalte care sunt de funcționare acestei întreprinderi numită primărie, începând de la toate utilitățile, de la iluminatul ornamental și terminând cu tot ceea ce înseamnă igienizare, curățenie în Cărbunești. Mă gândesc cu actul de sănătate din Cărbunești, nu este o noutate, în Cărbunești se fac operații în premieră în Gorj. Și dacă Dumnezeu ajută în anul următor, o să ne bucurăm, încercăm să accesăm un fond care nu este tocmai micuț pentru a da actului de sănătate acea logistică care trebuie unui spital care să respectă. Toată lumea știe de acei medici de excepție care am putut să-i atragem în coace. Este vorba de un mare specialist cardiolog, de un mare specialist ortoped. Am dat în folosință cele 80 de apartamente anele, unde ca și pondere 25%, deci dacă facem o mică socoteală, peste 20 de apartamente s-au dat specialiștilor, medicilor specialiști, din că așa poți să-i atragi. Nu suport și nu consider că un specialist îți face într-adevăr cu prisosință meseria, dacă se poate spune așa, cu ochii la ceas, cu ochii la navetă, știind că randamentul este maxim atunci când îi asigur și o locuință ca să poată să vină împreună cu familia. Avem 4-5 cazuri de medici care au venit cu familii, cu tot, deci câte 2 medici în familie. Este un lucru mare pentru Cărbunești. Am dat în folosință, la mijlocul lunii martie, acel iluminat stradal, investiție de 12 miliarde din bugetul local, mi-a redus cheltuielile pe acest segment cu mai mult de 50%, mai precis 53,7%. Și nu pot spune asta din auzite, nu spun asta din niciun fel de informație care mi-a dat-o constructorul, spun asta din verificarea a tot ceea ce înseamnă factură pe acest iluminat stradal. Mă gândesc cu altul de învățământ. Eu zic că procentele spun de la sine. Dacă anul trecut am avut procente de promovabilitate la bacalaureat, permiteți să zic o mică paranteză, bacalaureatul s-a revigorat și se ține în Cărbunești pe această zona noastră de când am venit eu la primăria Cărbunești. Un liceu de peste 50 de ani de zile, sub niciun fel de formă și cu reputație, dacă stăm bine și ne gândim, era pe locul 2-3 la nivel de județ acum vreo câțiva ani. Iată că acum și-a revenit pe acest loc. Rezultatele spun de la sine, procentele spun de la sine. Anul trecut am avut 94,7%, acum am avut 97,8% ca procent de probabilitate la Colegiul Național Tudor Arghezi. Nu trebuie uitat că echipa de transcurtul francofon al Colegiului Național Tudor Arghezi a luat locul întâi de 3-4 ani la rând, înaintea multor licee cu blazon, și a reprezentat țara la Festivalul Internațional de Teatru Francofon. A fost în anul acesta, a fost la Napoli, anul trecut în Lituania, acum 3 ani la Barcelona, și mi-a venit cu diplome, cu magnam, cu laude. Ca și pe acest segment cultural, Festivalul Național Internațional de Literatură Tudor Arghezi, îi dăm atenția cuvenită. Nu trebuie să uităm că etalonul sau emblema Cărbuneștiului este localitatea unde a copilărit acest mare, mare poet al României, Tudor Arghezi. Nu cred că este om sau copil din lumea asta să nu și aduc aminte că doamna educatoare la grădință l-a învățat
poezia celebrului Cățel Zdreanță. Și pot să vă spun că am făcut cetățeni de onoare peste 27 de academicieni. Nu știu dacă este o localitate în țara asta în care se poate mândri cu acest număr, cu această cifră de academicieni, după patru continente. Am sărbătorit cum se cuvine persoanele care au ajuns la vârsta înțelepciunii pe 1 octombrie. Zilele orașului nu mai este o surpriză, de 4 ani de zile se țin în acea frumoasă pădure Stejeret, care, dacă Dumnezeu ține cu noi și cu siguranță ține, viitorul foarte apropiat, o să trecem în domeniul public. De ce am ținut foarte mult asta? Ca să pot să fac o investiție acolo, să-i dau strălucirea, dacă se poate spune așa, și funcționalitatea, care o știu încă de copil mic, adică pădure, parc de agrement, ca să pot să fac niște investiții. Într-adevăr, sport, ce să mai vorbim? Echipa de fotbal este pe locul întâi, având numai un singur meci egal, restul toate victorii. Din 37, din 39 de puncte posibile. Și este la o diferență destul de considerabilă de 7 puncte față de următoarea clasată. Mă gândesc cu echipa de handbal, care au luat un loc meritoriu la zonale, la Pitești. Mă mândresc în mod deosebit cu performanțele care le-au obținut sportivii de la clubul, de la secțiunea karate a clubului Gilorto. Avem campioni mondiali, europeni. Cum poți să fii imun și să nu pui suflet când vezi că acești copii de Cărbunești sunt buni și la teatru, sunt buni și la sport, sunt buni și la carte. Eu consider că numai cineva care, eu știu, este imun la capitolul suflet, la capitolul a face ceva, nu se dăruiește pentru a avea în localitatea pe care o gestionează, o conduce, asemenea performanțe. Iată că în Cărbunești se face, avem și investiții, avem și actul de învățământ este etalon, actul de sănătate etalon, liniștea și ordinea publică. Chiar dacă suntem noi cu 6-7% populație romă, avem țigani cu minți care își văd de treaba lor. Mare mi-a fost surpriza acum vreo 2 săptămâni de zile, când am fost la o nuntă de țigani și am văzut, deci au avut invitați 14 norvegieni, au venit la această nuntă. Deci concluzia, nu zic, m-ar bate Dumnezeu poate greșesc, dar cred că nu greșesc. Țiganii din Cărbunești se duc să facă treaba acolo. Fiindcă nu veneau 14 norvegieni încoace la acest eveniment care este mare dintr-o familie, indiferent că este țigan, neam sau român, nuntă. I-am invitat aici, au rămas o impresie deosebită față de ceea ce au văzut aici, începând de la centrul pilot pentru recuperare a persoanelor cu ușor handicap și terminând cu școala generală, terminând cu primăria, terminând cu parcul solar pe care l-am prezentat. Și cu siguranță, zic eu, de aceste sărbători sau în viitorul apropiat o să avem o surpriză plăcută din partea dumnealor. Deci, iată că vor să facă un schimb de experiență sau să investească? Să investească, da? Și o să vină moșul, cu siguranță, după, de fapt, originea moșului e pe acolo, pe Finlanda, da, pe Norvegia, pe... Da? Bun. Deci, iată că vin cu fruntea sus în fața tuturor, în primul rând al cărbuneștenilor mei, în al doilea rând primindu-mă în oglindă, că mă privesc în ochii în oglindă, fiindcă în aceste vremuri de criză, în acest an 2013, era și cu 13 încoadă, ziceam că cine știe ce o să facem, în afară de funcționalitatea acestei întreprinderi numite primărie, venim cu aceste realizări. Meritul, sincer, nu este al Umazilu, al primarului, este al echipei pe care o conduc, începând de la viceprimar și terminând cu fiecare funcționar care își face treaba pe segmentul lui. Am eu o vorbă. Meritul, într-adevăr, este al tuturor, dar
parcă un micron mai mult celui care este la mestecău, celui care merge, care este în capul mesii. În momentul în care un copil zice, am fost de față la diferite discuții, nu e copilul bun, n-am ce să-i fac, nu se poate spune așa, devine părintele și dascălul. În momentul când un subaltern, indiferent în ce ramură este, nu este bun sau nu-și face treaba, nu este de vină el. Este de vină cel care este în capul mesii. Sunt atâtea de metode ortodoxe și de ce să le cunoaște mai puțin ortodoxe, care sunt la îndemâna ta pentru a pune un climat de muncă. Și arta unui șef, de fapt, această artă de a conduce nu se învață la nicio școală din lume. Eventual se mai șlefuiește, zic eu, că pe undeva este nativă. Arta unui șef este să-l faci pe al de sutine să vină de drag la servicii. De ce? Fiindcă atunci dă randamentul maxim. Și eu consider că în primăria Cărbunești avem maturitatea de a conduce pentru a avea randamentul maxim tot cei care lucrează în această întreprindere. Ce v-a supus să faceți în 2013, domnule primar, ați realizat chiar mai mult, așa cum spuneați dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb cum vedeți 2013 din punct de vedere politic. Cum vi se pare? Ceea ce s-a întâmplat la nivel național a fost un an politic tumultos. Da, este. Din păcate, cele două palate nu se prea împacă ele. Sunt niște ape tulburi. De ce să ne recunoaștem? Nu mi se pare normal ca președintele statului să stea la 20 de metri de la 1 decembrie de primul ministru, la 35 de președintele Camerei Deputaților, la 40 de președintele Senatului. Chiar dacă am avut noi invitații, aceste chestiuni se văd. Și de ce să nu recunoaștem? În toată presa, la nivel local, zonal, central, național, aceste certuri nu fac bine, cel puțin ca imagine. Așteptăm pe alții să vină, deci sincer, nu, poate mă gândeam la cuvântul miloc, dar nu. Suntem prea, așteptăm să vină din afară investiții sau oameni ca să ne conducă. Nu mi se pare normal ca în această țară să bugetul alocat pentru hrana unui pușcăriaș să fie mai mare cu 25% față de același buget alocat pentru hrana unui bolnav. Discutam și cu alte dăți ca un director de la Poșta Română să aibă de 6 ori mai mare decât președintele țării salariu, în ideea în care este în faliment. Nu știu, eu am impresia că în cazul și momentul să discutăm, eu nu vreau să jinesc pe nimeni, dar trebuie umblat la niște pârghii ca să se revină pe acest făgaș normal. Din păcate, la noi în țară se face politică 4 ani din 4. Haideți să facem numai o lună de zile odată la 4 ani. Sunteți la guvernare. Partidul dumneavoastră este la guvernare. Partidul Național Liberal, USL-ul, este la guvernare. Da, este la guvernare, dar, într-adevăr, au avut datorii la tot ceea ce s-a făcut. Până acum și încă, eu zic că la nivelul Gorjului, de ce să nu recunoaștem? S-a mișcat ceva. Apropo de acest drum Cărbunești-Țicleni, investiții de 100 Țicleni Peșteană, investiții de 191 de miliarde. Iată că eu nu cred că este în Gorjul ăsta și în Oltenia un drum mai bun ca acesta. Au fost datorii. Le-am înțeles, le-am achitat. Haideți să vedem ce facem în următorul an. Și ar trebui să punem mai puțin patos la niște probleme personale care le are fiecare sau eu știu de ambiții personale de astea lumești. Fiindcă niciodată în momentul în care președintele statului și cu primul ministru nu cântă pe aceeași lungime de unde, este ca într-o familie. Nu suferă ei, suferă copiii în familie. La nivel de țară nu suferă ei. Suferă întreaga țară. Este imaginea țării care, sincer, nu este dintre cele mai plăcute. Dar sunt convins că în următorul an, mai ales că ne așteaptă două campanii electorale, cu siguranță zic eu că se vor gestiona elegant. Apropo de acești parlamentari, indiferent că europarlamentari, indiferent că este parlamentar de-al nostru, eu consider că ar trebui să fie o lege nescrisă la fiecare mandat să-și facă raportul. Domnule, asta am făcut eu pentru țară, ca și, eu știu,
având în vedere că este organul legislativ, ca și inițiative legislative, atâtea interferări în Parlament, dar nu numai atât, ce a făcut pentru cei care l-au votat, pentru circonscripția respectivă, pentru acele localități care locuitorii și-a pus girul, și-a pus speranța. Aș vrea să văd și eu, indiferent de la ce partid, mai ales la acei parlamentari europeni. Am fost oficial de vreo două ori la Bruxelles. Măcar să fie avut bunul simț să ne fi invitat să la un nou cafea. Veneam eu cu cafeaua, fiindcă ei au foarte puțin bani. Apropo de salariu și de facilitățile care... Aduceam cafea de la cărbune și de aici. Dar măcar să le fi băgat în seamă. Sau ce a făcut acest europarlamentar ca să vină să mă convingă pe mine, domnule primar... Păi va trebui noi să se convingeți acum pe oameni să voteze. Da, dar cu ce vin în fața omului? Omul te respectă o dată de două, dar vă spun că cetățeanul este sătul de politică. Și mai ales că o să se bată acum toată asta, Max Media, o să dea, consider că procentul de participare la vot va fi unul istoric. De ce? Negativ. Negativ? Da. Adică prezența va fi foarte slabă. Prezența va fi foarte, foarte slabă. Deci lumea, cetățeanul, zice, da, domnule, l-am votat, recomandat primarul, mi l-a recomandat președintele organizației X. Dar, domnule, ce ai făcut dumneata? Ați văzut că parcă atmosfera n-a fost aia care trebuia să fie la aprinderea luminilor în Târgu Jiu. Este un semnal de alarmă care ar trebui să dea de gândit la toată lumea. Și credeți că va da de gândit? Eu consider da, fiindcă orice neuronul, fiind de singura celulă care nu se regenerează, și ca să ajungi pe un post de la un anumit nivel în sus, îți trebuie să joace o țelă neuronul, cu siguranță le va da de gândit. Ce vor gândi, cum vor gestiona această criză, de ce să nu recunoaștem, este economică, socială, culturală, dar este și criză politică, care nu face bine. Bun, și ce veți face dumneavoastră în campanie electorală? Veți merge, le veți prezenta europarlamentarul pe care îl susțineți? Da, da. Să, nu știu, nici n-am fost curios asta pe undeva spre eu știu, nu spre marea mea rușine. N-am fost curios, fiindcă nu a venit, nu știu cine este acest europarlamentar care este pe zona noastră. O să fiu de acum încolo, dar cu siguranță implicarea, vă spun, cu toată responsabilitatea, dacă nu mă convinge pe mine ca om, ca cetățean și în secunda 2 ca și primar, ca să susțin eu pe acest europarlamentar, implicarea mea va fi zero. Și cum a trebuit să vă convingă pe dumneavoastră? Să vină în primul rând să-l cunosc. Să vină să spună ce a făcut în viața lui. Fiindcă, din păcate, ca să poți să ajungi acolo, să reprezinți la Uniunea Europeană, trebuie să fi făcut ceva în viață. Dacă a făcut foarte bine ce ai făcut, dacă n-ai făcut, eu zic că din start orice fel de discuție este terminată. Și cu ce vei face pentru mine? Știți dumneavoastră că aseară, la un moment dat, la o colegă de-a dumneavoastră, zice, m-ai păcălit odată, acum 4 ani de zile. Și răspunsul meu, veți mai fi păcălit. Eu mi-am spus un răspuns, poate chiar de televizor, odată vetenașul, la botez, atât, a doua oară, nu mai păcălești. Iată că, dacă să vrea, și spui pe concret, cu ce o să ajuți, nu Cărbuneștiu, Gorjiu, zona noastră, care pune ștampila pe acel buletin de vot, care cel puțin crede în tine. Sau odată la 4 ani de zile, ai, eu știu, bunul simț strategic pentru cei care, dacă vrei să mai candidezi odată, pentru cei care te-au ales, să fii cu primarii, cu viceprimarii, să te văd la zilele orașului, nu la Cărbunești, că este mic, la Târgu Jiu. Dom'le, vine europarlamentarul X. Și ce ai făcut-o la acel parlament al Europei? În momentul în care acolo vii cu colegi de breaslă ta, deci europarlamentari, ar trebui să fie un ambasador fără portofoliu a tot ceea ce înseamnă România. Credeți că în Cărbunești
nu știu dacă comparația este, este plauzibilă. Credeți că în Cărbunești, auzit ăla care a investit 46 de milioane de euro în Cărbunești, a ales Cărbuneștiul că i-a plăcut Valea Gilortului? Nu! I-a fost drag de deschiderea, de lobby care l-a făcut primarul și echipa sa ca să vină să investească în Cărbunești. Sunt peste 3500 de localități din țară. Ei, a ales Cărbunești. De ce? Fiindcă încă o dată a văzut o deschidere a tuturor factorilor care duc la îndeplinirea acest proiect, începând de la eliberarea autorizației de construcții, se poate să dea și 60 de zile. Ei, la mine s-a dat în 2 ore. Deci, iată că am mari speranțe, dar încă o dată spun, dacă nu mă conving pe mine, în primul rând ca om, și doi, ca și edil al Cărbuneștiului, că merită această funcție, acest concurs care se numește campania electorală pentru europarlamentare, implicarea mea va fi zero. Mulțumim mult, domnule primar, pentru toate aceste amănunte și despre ceea ce ați făcut în 2013 în orașul Târgu Cărbunești, dar și despre cum ați văzut dumneavoastră în 2013 din punct de vedere politic. Criza economică, avem și criza politică. Eu consider că, bine, știți dumneavoastră, că ultima care mare e Speranța. Apropo, am avut o colegă Speranța și așa. Dar, haideți să fim optimiști. Poate, eu știu, Dumnezeu ne lumina mințile la toți, începând de la care sunt în primele eșaloane și terminând cu ultimii cei care se ocupă de bunul mers al țării. M-a întrebat cineva la un moment dat, un vecin de-al meu, unul micuț din clasele primare, ce patriotismul? Patriotismul trebuie să fie la toți, începând de la puiul cel mic de român și terminând cu cei care au ajuns la vârsta înțelepciunii. Adică fiecare să ne facem treaba pe bucățica noastră. Copilul să învețe. Dascălul să învețe copilul. Cel care lucrează ogorul să lucreze cu simț de răspundere. Cel care este la societatea aici să-și facă treaba. Fiindcă ne minunăm când vedem câte anomalii sunt în țara asta. Eu nu știu cum, cred că Craiul Munților, Avram Iancu, să învârte acolo în mormânt și să uită încruntat de acolo de sus, când știe că aurul din munții Apuseni este arvunit în altă parte și să iei procent numai 6% din ce scoți și să rămâi cu munții de detritus contaminat. Adică sunt atâtea anomalii care eu consider că cu înțelepciune și cu maturitate să le depășim. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală la Târgu Cărbunești. Ați urmărit un interviu realizat cu primarul orașului Târgu Cărbunești, domnul Mihai Mazilu. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.